Am dus la fiul meu cu gândul să-i fac o surpriză, dar nici prin gând nu-mi trecea ce mă aștepta acolo. Eu și soțul meu am avut o căsnicie frumoasă și liniștită. Nu ne-a lipsit niciodată strictul necesar. Nu aveam lux, eram oameni modești. Dar niciodată nu am cerut la nimeni nimic. Soțul meu era tâmplar, iar eu creșteam porci pe care îi vindeam în perioada Crăciunului sau a Paștelui. Când am dat naștere fiului meu, am simțit că am atins cerul cu inima. Mare bucurie am simțit. Din acea clipă, când l-am ținut de mânuță și l-am privit în ochii lui mici, am știut că Dumnezeu ne-a binecuvântat în cel mai frumos mod cu putință. Eu și soțul meu eram mai uniți ca niciodată după nașterea fiului nostru. L-am crescut cum am putut și ne-am străduit să îi oferim tot ce am avut mai bun. După ce a terminat liceul, l-am înscris la o facultate. Era singurul băiat din sat care mergea la facultate. Doamne, ce mândrie eram de el! După ce a absolvit facultatea, fiul meu și-a găsit un loc de muncă la București și a plecat de lângă noi. Era greu, deoarece ne vizita foarte rar. Dar eram fericiți că îl știam bine, sănătos și cu un viitor frumos în față. Când îl sunam pe fiul meu și îl rugam să vină să ne mai viziteze și pe noi, mereu îmi spunea: "Lasă-mă, mamă, în pace, că nu am timp. Sunt ocupat cu munca. Am multe proiecte importante de finalizat. Sunt presat de toate, iar drumul până la voi e lung. Pierd mult prea mult timp prețios." Eram tot mai tristă. Soțul meu, bătrân acum, nu prea mai putea merge. Eu mergeam un pic mai bine decât el, însă mă ajutam de baston. Într-una din zile i-am spus soțului meu: "Să știi că eu am de gând să-i fac o surpriză fiului nostru. Cum el nu poate veni la noi din cauza muncii sale, mă voi duce eu la el." Când soțul meu a auzit, s-a bucurat și el nespus de mult. Chiar dacă nu putea merge și el cu mine, se bucura că măcar eu îl voi vedea pe fiul nostru, după atâția ani în care nu ne mai văzusem. Mi-am pus câteva lucruri într-o sacoșă și am plecat la microbuz. M-am urcat cu greu, deoarece picioarele mele bătrâne nu mă mai ajutau, dar am reușit să mă urc. Am mers 4 ore cu microbuzul. Aveam picioarele umflate de atâta stat, dar nu-mi mai păsa de nimic. Parcă nimic nu mă mai durea când mă gândeam că o să-mi văd băiatul. Când am ajuns în București, am luat un taxi și l-am rugat pe șofer să mă ducă la adresa fiului meu. Am ajuns acolo și am bătut la ușă. Eram atât de bucuroasă, încât simțeam că-mi sare inima din piept. Când s-a deschis ușa, a ieșit o fetiță. Eram nedumerită, credeam că am greșit casa. Am privit-o câteva clipe pe fetiță, iar apoi a ieșit un băiețel. "Doamne, cred că fiul meu s-a mutat," mi-am spus eu în gând. "Și cum îl voi mai găsi acum dacă nu știu adresa lui?" Nu a mai durat mult și a ieșit o doamnă foarte frumoasă și elegantă. M-a salutat politicos și mi-a spus: "Vă pot ajuta cu ceva?" "Da, doamnă," i-am răspuns eu. "Știam că aici stă fiul meu, dar se pare că s-a mutat. Aveți idee unde locuiește acum?" "Cred că este o greșeală," mi-a spus tânăra aceea frumoasă. Casa aceasta a fost întotdeauna a soțului meu, a lui Andrei. "Andrei?" "Păi Andrei se numește și fiul meu," i-am spus eu. "Andrei Adămescu." Tânăra a rămas surprinsă și l-a strigat pe soțul ei spunându-i: "Dragule, te caută o femeie. Cred că este mama ta." Într-o clipă a venit și fiul meu la ușă. Când l-am văzut, am vrut să-l îmbrățișez. Era fiul meu pe care nu-l mai văzusem de foarte mulți ani. Nici măcar nepoții nu-i văzusem. Eu și soțul meu nici nu știam că avem nepoți. Însă când m-a văzut, în loc să se bucure, să mă pupe și să mă îmbrățișeze, mi-a spus: "Doamnă, nu vă cunosc. Nu știu cine sunteți. Părinții mei au murit după ce eu m-am mutat în București." "Cum adică nu mă cunoști?" i-am spus eu fiului meu, iar lacrimile mi umpluseră ochii în acea clipă. Fiul meu mă privea, iar eu nu îmi puteam opri lacrimile. După ce soția sa a intrat în casă, fiul meu mi-a spus:
Pleacă, mamă, de aici că mă faci de rușine. Nu vezi cum ești îmbrăcată și cum miroși? Încă miroși a cotețul porcilor. Doamne, mamă, de ce mă umilești în halul ăsta? Nu știam, fiule, că îți este rușine cu mine și cu munca mea. Se pare că ai uitat că munca mea m-a ajutat să te țin la școală și să ajungi unde ești acum. Nu am furat nimic, nu am făcut rău nimănui, ci am muncit cinstit să te pot ajuta. Dar ai uitat de unde ai plecat, dragul mamei. Ai uitat, nici nu mi-am mai privit fiul. Am lăsat ochii plini de lacrimi în pământ și am plecat acasă. Am venit acasă cu lacrimi amare, dar l-am mințit pe soțul meu. I-am spus că fiul meu m-a primit cu multă bucurie, că e căsătorit și că avem doi nepoți minunați cu care m-am jucat. I-am mai spus soțului meu că fiul meu a promis că ne va vizita curând. Nu avea rost să-i pun în suflet și bietului meu soț amărăciunea pe care mi-o pusese mie fiul meu. Din acea zi, am plâns zilnic și m-am rugat ca fiul meu să ne mai viziteze măcar o dată. Dar fiul meu nu a mai venit. Ne-a dat uitării. Morala poveștii. Copii, nu vă abandonați părinții. Să nu vă fie rușine de locul în care ați crescut. Nu vă rușinați cu munca pe care au avut-o părinții voștri. Chiar dacă nu au fost directori, au fost oameni cu bun simț, oameni cum se cade, oameni sinceri, muncitori, care au făcut mii de sacrificii pentru ca voi să ajungeți unde sunteți astăzi. Răsplătiți-le sacrificiul cu multă iubire și respect. Chiar dacă nu le puteți da multe, măcar vizitați-i și deschideți-le ușa uneori. Ei nu așteaptă nimic decât o vizită din când în când de la copilul lor. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.